Am revenit în Pitești Arena pentru prima semifinală a acestei ediții a Supercupei a României, un format schimbat și la feminin. Două semifinale, joacă echipa campioană CSM București, care a fost și câștigătoarea cupei, plus participantele din Final Four-ul Cupei României, locurile 2 respectiv 3, CSM Târgu Jiu și Dunărea Brăila, dar și vicecampioana României Rapid București. CSM București în poartă cu Glozer și Davidson, în extreme dreapta Mihai și Nicoliș, despre Mihai vom mai vorbi. Inter dreapta Flip și Kobilinska, centri Zadi și Rotaru, inter stânga Arnță, Neagu și Stoica, pe extrema stângă sunt Gutiere și Dindi Ligan, iar pivoți Ailincăi, Ingstad și Pintea. Noi suntem Cristian Friș și Adi Costei, împreună vom urmări această partidă, reeditarea finalei Cupei României, în care CSM București a avut de furcă împotriva lui CSM Târgu Jiu, dar și-a revenit și a reușit să câștige. Iată și pe sărbătorita zilei, Cristina Neagu, cea care împlinește astăzi 35 de ani, primește un buchet de flori din partea Cristinei Vărzaru, team manager la CSM București. Și evident îi urăm și noi Cristinei Neagu la mulți ani. Oricum sunt foarte multe sărbătorite la CSM. Ștefania Stoica și-a sărbătorit ziua de naștere ieri, iar portărițele toate trei, Glozer, Davidson și Eriksson, acum câteva zile în aceeași zi. Vom face cunoștință și cu revelația, cum spuneai tu, atât a cupei cât și a supercupei, pentru că acea prezență în Final Four-ul Cupei României a dat dreptul echipei gorjene să joace și în supercupă. Echipa lui Liviu Andrieș cu trei portărițe, Giucheva, Chetraru și Elena Marica. Pe post de extreme stânga le avem pe Andreea Mihar și pe Chiricuță. Extremele dreapta sunt Bâme și cu Florența Ilie. Pivoți Teodora Popescu, Coteț și Ana Ciolan. În centru Alexandra Gavrilă, Angela Pușca și Sabine Climec. Interii stânga Bucă și cu Lazea. Iar pe inter dreapta doar Laura Moldovan este în continuare punctul nevralgic al multor echipe, acesta de inter dreapta, în special pe partea ofensivă. Hai, în apărare să zicem că se mai descurcă, dar pe partea ofensivă interul dreapta chiar este un post care necesită căutării atente. Nu și al CSM-ului, pentru că în această vară echipa care n-a avut jucătoare de mână stângă pe acea poziție a transferat două jucătoare, Laura Flip de la Paris 92, o jucătoare care este polivalentă, poate juca și extrem, a fost cea mai bună extremă dreaptă de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde a câștigat titlul olimpic cu Franța, dar și Monica Kobilinska, o jucătoare poloneză adusă de la Brest Britannian Ball, așadar două jucătoare din Franța. CSM-ul a adus-o și pe Ingstad, evident cel mai bun pivot în Europa sau declarat de Federația Europeană la gala de excelență, acolo unde și Cristina Neagu a primit trofeul pentru cel mai bun interstânga. Doi arbitri din Bacău, Avădani și Popovici, pentru acest meci, pentru această semifinală de Supercupă, în care CSM București este clar favorită. A câștigat toate meciurile cu Târgu Jiu, însă n-a avut deloc partide ușoare. Dacă ne aducem bine aminte, la meciul de la Târgu Jiu, în sezonul precedent, CSM, echipă care nu a pierdut niciun meci în Liga Florilor Mall, a câștigat cu 26-25, după un meci foarte, foarte strâns. Atunci n-a jucat Cristina Neagu. Pe teren propriu s-a impus cu 34-28, iar în finala cupei CSM a câștigat cu 31-25. Rămâne cumva de văzut dacă CSM Târgu Jiu poate să producă un handbal la fel de bun cum a făcut-o în sezonul precedent, echipă calificată în preliminariile EHF European League. Iată-l și pe Adi Vasile, reorganizează, da, reorganizează banca. E omul cu scaun la cap, la propriu și la figurat, Adi Vasile, glumim bineînțeles. Spuneai de întăririle pe care le-a primit în această vară CSM București. Sunt întăriri, hai să zicem, absolut necesare pentru o prezență în fazele superioare într-un Final Four de Liga Campionilor, pentru că la cum arată piața transferurilor în această vară, este clar că CSM-ul are șanse mari să defileze, ca și în sezonul trecut de altfel, precum a făcut-o și Dinamo la băieți, să fie din nou o luptă numai pentru locul al doilea, dar deja pentru Tigroaice nu mai este acesta obiectivul. Ele vor să ajungă din nou la performanța de a câștiga cel mai prețios trofeu pe plan continental rezervat cluburilor. Da, și n-au mai ajuns de mult în Final Four, CSM București, de ceva vreme, în 2018. Totuși, la nivelul lotului, așa cum spuneai și tu, Cristi, e aproape imposibil
să te gândești că există vreo echipă care se poate bate cu adevărat cu CSM în condițiile actuale. Rapidul nu s-a întărit foarte mult, sau dacă s-a întărit, nu a adus jucătoare atât de valoroase. Atât de sonore, da. Exact, numele nu sunt atât de sonore. Brăila și Bistrița vor merge și ele în Europa și vor avea un sezon mult, mult mai încărcat. Singura echipă care poate cumva să intre în luptă acolo pentru podium, nu pentru titlu, evident, ar fi și SCM Râmnicu Vâlcea, care nu joacă în Europa și a reușit câteva transferuri importante. Vom vedea și meciurile Vâlcii la Pro Arena. Deocamdată ne concentrăm atenția pe acest meci care a început cu Târgu Jiu în atac. Pușcaș a încercat o pasă cu pivotul, acolo mingea a fost blocată cu piciorul de către Crina Pintea. Repunere tot pentru Gorjence, care încearcă să atace. Gavrilă, pas în spate pentru Pușcaș. Cea mai bună marcatoare de goluri în cupă sezonul trecut pentru Târgu Jiu. 29 de goluri a marcat coordonatorul de joc. Faza trenează acolo, rămâne însă posesia pentru echipa lui Liviu Andrieș, care va repune din 9 metri. În amenințare de joc pasiv acum Târgu Jiu trebuie să arunce și Glozer intervine foarte bine aici. Prinde mingea aruncată de Gavrilă. Glozer nu prea a jucat în sezonul precedent. Neagu acum este jucătoarea care deschide scorul. Cred că ar fi vrut și o eliminare. Glozer, venită de la Gheor în sezonul precedent pentru CSM, a fost cumva varianta a doua, chiar a treia în anumite meciuri, pentru că Marie Davidson a avut un start foarte bun de sezon, mai ales în Liga Campionilor, dar Neagu spune că a fost împins, ar fi vrut o eliminare de 2 minute acolo, dar în amicale Glozer a intrat destul de bine în actuala stagiune. Pușcaș acum a încercat o depășire aproape de forțare, dar se validează golul marcat de Gavrilă. Continuă Târgu Jiu să mizeze foarte mult pe aceste două jucătoare în atac. Acum Kobilinska reușește să înscrie. Exact ce spuneai de pe interdreapta, acolo unde postul a fost acoperit numai de Andreea Clicovaț în sezonul trecut la CSM București. Pe fază ofensivă, da, și Andreea Clicovaț era o jucător eminament defensivă. Exact. 2-1, Kobilinska înscrie primul gol într-un meci oficial în competițiile din România, Supercupa fiind cea care practic deschide sezonul, deși, cum spuneai și tu și cum mai existau discuții, sunt echipe calificate din sezonul trecut sau grație rezultatelor din sezonul trecut, ele au intrat în acest quartet de ași al Supercupei. Oricum, e un format spectaculos cu 4 meciuri în 2 zile, de ce nu, până la urmă este un ultim turneu pregătitor foarte tare între echipele care reprezintă crema handbalului feminin. Da, am văzut săptămâna trecută și la băieți cât de tare a fost Supercupa. Mă refer aici la meciul dintre Constanța și Minaur din semifinale, apoi finala mică cu prelungiri dintre Minaur și Suceava, iar apoi finala a fost cu adevărat spectaculoasă, chiar dacă a durat foarte mult. Acum nu mai sunt atât de multe probleme cu arena din Pitești, aproape de gol acolo Pușcaș. Aruncarea a fost deviată, însă pe lângă poartă. De la colț, da. Într-adevăr, CSM Constanța a fost nemulțumită pentru meciurile din Supercupă, pentru că are o dublă cu Granoiers, din nou intervenție Glozer, dar mingea va rămâne pentru Târgu Jiu. Din preliminariile, da, spuneam, European League, meciul dintre, sau dubla dintre Constanța și Granoiers. Constanța a și deschis sezonul în Liga Zimbrilor, a câștigat la un gol greu de tot pe terenul nou promovatei CSM Sighișoara. Aici, din nou, contact acolo la nivelul apărării centrale, între Pintea și Ciolan. Pintea are avantajul gabaritului în această dispută cu Ana Ciolan, pivotul de la CSM Târgu Jiu. Echipa gorjeană, cotată evident cu șansa a doua, încearcă Pușcaș acolo, piruetă, dar au fost pași. Golul nu se validează, așadar revine posesia pentru Tigroaice, care imediat relansează și, surprind defensiva adversă, Emily Hansen punctează și ea pentru prima dată. 3 goluri marcate, toate cu jucătoare de 9 metri de pe post de Inter. Și toate prin pătrunderi. Aici a încercat Pușcaș să obțină o eliminare de 2 minute, vine doar un carton galben drept sancțiune pentru Arnțen. E o marcă înregistrată la Pușcaș și această pivotare, această rotire, dar trebuie să aibă mare, mare grijă la pași, pentru că e la limită acolo. Acum a încercat să obțină această eliminare la Arnțen. Rămâne CSM Târgu Jiu un atac. A primit destul de ușor goluri echipa gorjeană în acest start de meci. Acum Pușcaș
Pușcaș. Prea are cine să arunce de la 9 metri acolo. Asta a fost problema lui CSM Târgu Jiu și în sezonul precedent. Au mai și pierdut-o pe Catarina Pavlovici, jucătoare plecată la Minauri, interdreapta. Gavrilă acum aruncă, însă mingea este blocată. Da, e greu să treacă de acest zid defensiv. CSM Târgu Jiu va juca în preliminariile European League, spuneam. Grație evoluției foarte bune din Cupa României. Pușcaș s-a mutat în Inter, combina acolo cu Chiricuță, încercare de aruncare spre vinclu, iarăși era amenințare de joc pasiv, dar mingea trece pe lângă poartă și cam asta se pare că este problema principală văzută în acest start de meci pentru Gorjence. Oh, ce gol aruncare cu podeaua Cristina Neagu, 4-1. Vorbeam de problema gorjencilor că prelungesc prea mult atacurile și nu ajung să arunce la poartă din poziții confortabile, poziții naturale, astfel că sub amenințarea jocului pasiv ratează mult și iată că deja tabela este una, zic eu, sugestivă. 4-1 după 5 minute de joc. Da, CSM Târgu Jiu va fi nevoită cu siguranță să muncească mai mult, pentru că, spuneam, va juca din nou, se oprește cronometrul pentru a se șterge podeaua. Va reprezenta România în preliminariile European League, va juca în noiembrie acolo, în turul 3, așadar are un singur tur preliminar de trecut. Va evolua cu câștigătoarea dintr-un meci al turului secund, Chipeo Viena, echipă care a rămas numele de ea. Exact, care a dominat handbalul european în anii 90, dar acum folosește foarte multe jucătoare tinere care nu sunt profesioniste. Să vedem, ce aruncare a avut aici Chiricuță și Önereț, o echipă din Suedia. Așadar, nu sunt echipe cu nume, CSM Târgu Jiu chiar s-ar putea califica, dar e clar, are nevoie de un joc mult mai bun față de ceea ce vedem în acest moment. Zadi pătrunde 7 metri, apărare în semicerc. Aruncase în bară, la rădăcina barei, Gras Zadi, care și-a schimbat numărul față de sezonul trecut, a coborât de la 9 la 7. Mă rog, e o chestiune așa de detaliu. 7 metri pentru formația bucureșteană, care vrea să nu lase niciun loc de dubiu în această semifinală a Supercupei. Cristina Neagu înscrie cel de-al treilea gol personal în 6 minute și ceva. 5-1 pentru CSM București, pare a fi un pas de defilare către finala programată mâine, care evident va putea fi văzută la Pro Arena. De la 17:30 acel meci. Probabil că Neagu va sta pe teren cât e nevoie. Din nou se luptă acolo Pușcaș, blocată de Kobilinska și trebuie ștearsă din nou podeaua. E clar că Neagu nu trebuie să joace foarte mult în acest meci. Probabil că vrea să creeze o diferență confortabilă pentru CSM, iar apoi să se odihnească, pentru că meciul de mâine, indiferent că va juca CSM contra Brăilei sau a Rapidului, spun asta pentru că, deși Rapidul e favorit, a pierdut într-un meci amical recent, în luna august, chiar cred că săptămâna trecută, cu Brăila. Se luptă acolo Coteț, este 7 metri, Zelica Nicolici a fost cea care... S-a semicerc, da. Da, o jucătoare venită de la Bistrița, Zelica Nicolici, cumva nu neapărat de titulatura asta, dar în Franța, atunci când o jucătoare se accidentează, poate fi un transfer, a scos Glozer. Aceasta aruncare de la 7 metri e numit acel transfer joker medical, pentru că la CSM București s-a accidentat Mihaela Mihai în timpul europeanului de tineret, chiar aici la Pitești, în semifinale. Dar Mihaela Mihai, pentru a avea 7 românce pe bancă, așa cum spune legea Novac, și a nu plăti 30.000 de lei, atât cât este amenda, Mihaela Mihai este azi pe bancă și va reveni cumva prin decembrie. Pinte acum reușește să marcheze. Așadar, Mihaela Mihai este pe bancă. Trine Östergaard, transferul de la Bietigheim pe postul de extremă dreapta, nu joacă, nu este în lot. Iar Nicolici este singura extremă dreapta, cumva de meserie, care este validă pe foaie. Ar fi și Laura Flip, pentru că asta spuneam, și mă gândesc că va juca chiar pe acea poziție, dacă va fi nevoie, în condițiile în care Monica Kobilinska este acum pe interdreapta. Rămâne Târgu Jiu un atac 6-1 după 8 minute și jumătate. Diferența este mare între cele două echipe. Târgu Jiu, care încearcă să combine acolo, aruncare pe colțul scurt, în sfârșit o fază ceva mai bine conturată și este un gol pe care l-a înscris. Simone Böhme a marcat și acum din Diligan. Simone Böhme a jucat și la CSM București.
A fost pe la Siofoc în Ungaria, un transfer important pentru CSM Târgu Jiu, pentru că e și ea o jucătoare care a evoluat mai puțin, într-adevăr, dar a evoluat în echipa Danemarcei, care a câștigat bronzul mondial în 2021. Ce transferuri se fac în România! Și la echipe care până mai ieri n-aveau niște pretenții deosebite, CSM Târgu Jiu cu echipa de fete a apărut mai recent în peisajul de performanță. În general, acolo lângă Poarta Sărutului erau obișnuiți cu echipe de băieți care se joace handbal. Da. Și de basket mai avea o echipă în Târgu Jiu, dar Târgu Jiu nu are foarte multe străine, mai este și Zina Tulina. Ea nu este pe foaie în acest meci, o jucătoare ucraineancă. Altfel, o formație care mizează foarte mult pe românce, una dintre puținele. În afară de cele două menționate, mai portărița Giucheva, internațională din Bulgaria. Aruncarea acum pe lângă poartă, Lozer se duce repede să recupereze mingea pentru relansare. Gavrilă a trimis imprecis. E greu cu două brațe de aruncare, cu Gavrilă și cu Pușcaș, să faci față jocului pe care îl prestează CSM București. Echipă completă, cu o defensivă foarte bine sudată, cu o defensivă puternică. Aceasta fiind practic o platformă de furnizare a mingilor pentru faza ofensivă, pentru atac. Da, evident, defensiva trebuie să fie puternică, dar evident, CSM în acest moment se gândește exclusiv la Liga Campionilor. Kobilinska pentru Zadi, pe pivot, foarte bine a curs mingea. Aruncare de la 7 metri, a intrat și Ingstad. O jucătoare care a câștigat multe trofee cu echipa națională, 3 titluri europene, 2 mondiale. Și campion în Danemarca cu Esbjerg și participant în Final Four în sezonul precedent. Neagu din nou de la 7 metri. Neagu ratează acum, scoate Giucheva și poate fi momentul în care portarul gorjenilor sau gorjencelor poate să prindă puțin încredere. Gavrilă, pași în fault aici. A apucat să arunce, dar după ce făcuse pași, într-adevăr, iată pe Giucheva în imagine, titularul postului de portar pentru naționala de peste Dunăre din Bulgaria. CSM București a început tare, tocmai pentru că spuneam, nu vrea să lase loc de surprize, de interpretări. Am văzut ce a făcut CSM Târgu Jiu în semifinala de cupă, când s-a calificat absolut surprinzător. E 7 metri și 2 minute. Și 2 minute, da, pe pătrunderea Angelei Pușcaș. Pentru că a împins Ingstad, asta s-a decis acolo. Prima eliminare a meciului. E prima eliminare a meciului. Arntzen mai văzuse cartonașul galben, galben, da. Vilde Ingstad, o apărătoare excelentă, pentru că asta este și filozofia norvegiană. Spuneam, cea mai bună, cel mai bun pivot al sezonului precedent în competițiile HF. Böhme, față în față cu Glozer. Böhme, printre picioare, reușește să marcheze și handicapul se reduce la doar 4 goluri. 2 goluri din 3, Böhme, pentru formația din Târgu Jiu. Nu vine mereu să-i spun oaspete, dar nu există noțiunea de gazdă și de oaspete aici la Pitește, practic un teren neutru. Da, așa este. 7 la 3 și să vedem cum merge schema de atac fără portar al Tigroaicelor. Da, Kobilinska este în centru, Zaya din dreapta vor face schimb odată cu această pasă. Iată, Zadi acum pentru Kobilinska. Se apără bine CSM Târgu Jiu, dar rămâne de văzut cum pot să blocheze Interii. Startul este bun pentru această jucătoare poloneză. Poate nu spune mult numele ei, dar a fost o prezență constantă la Brest în sezoanele precedente. Și Brest a fost finalistă. Echipă, da, constantă și ea în Liga Campionilor. Da, finalistă în Champions League. Poate că anul trecut a mai pierdut din strălucire. A fost eliminată rapid, acum frumoasă pătrunderea, profită CSM Târgu Jiu de acel om în plus pe care l-avea și golul este marcat de Mihart. Frumoasă bolta reușită de Ana Maria Mihart. Noi am revăzut un gol marcat anterior de formația bucureșteană. 8 la 4, au trecut destul de bine de această perioadă de om mai puțin pe teren, au marcat un gol. Acum iarăși ar mai fi cam această posesie până când se reface efectivul Tigroaicelor. Și aceeași schimbare cu Zadi și Kobilinska, fac rocadă de locuri, Pintea intră și în rulaj, se duce într-o zonă să încerce să fixeze pe semicerc. Neagu pasează pentru Kobilinska, o pasă înaltă acolo. Chiar dacă a marcat 3 goluri deocamdată, apărarea lui CSM Târgu Jiu stă bine la Cristina Neagu. Nu îi mai permite în ultimele minute să vină
să fie mai aproape de poartă. Zadi acum pentru Kobilinska. Neagu nu reușește să marcheze. A doua intervenție consecutivă pentru Giucheva la aruncările Cristinei Neagu. Pleacă acum faza a doua pentru Târgu Jiu, CSMN efectiv complet. Chiricuță ratează față în față cu Glozer, care are și a treia paradă în aceste prime 13 minute. 8-4 pentru CSM. S-a trezit și CSM Târgu Jiu puțin, parcă după un start mai slab. A intrat și Laura Flip în locul Monicăi Kobilinska. Are lot CSM-ul, e un mare, mare plus. A intrat și Ingstad în locul Crinei Pintea. Iar toate aceste transferuri, care practic se află la primul meci oficial pentru CSM București, sunt așteptate de publicul de handbal din România. Sunt foarte mulți curioși ce angajare la pivot. Ingstad înscrie 9-4. Va fi concurența acolo între Pintea și Ingstad pentru acest post cheie în jocul de handbal. Ailinca e a treia variantă. Da, sora Crinei Pintea are 20 de ani, n-are experiența necesară, iar celelalte două jucătoare pe care le-ai menționat, Cristi, sunt Crina de top mondial. Și Ingstad, da, sunt în top 5, a spune. Acum Gavrilă încearcă să dea depășire, nu reușește, tot Ingstad este cea care blochează. Aproape de jumătatea primei reprize. Ana Maria Gavrilă este fiica lui Maximilian Gavrilă, profesorul care ține încă în viață echipa școlii de 181 din capitală, și sunt vreo 6 jucătoare la Târgu Jiu care au plecat de la această școală bucureșteană și care, iată, au promovat, au ajuns practic la o performanță foarte frumoasă în carieră, să joci o finală de Cupa României, să joci în cupele europene, să participi la Supercupă, nu e de colea. Gabriel, da, a mai trecut și pe la Vâlcea, a mai trecut pe la echipe puternice din România. Da, e interesant pentru că în fotbal, nu neapărat facem comparație cu fotbal, dar e interesant așa de văzut, există un second season syndrome, așadar o echipă nou promovată nu se descurcă la fel de bine în al doilea sezon. Diferența mare între eșaloane. Evident, în al doilea sezon cumva dispare și acel entuziasm, intervine o anumită rutină. Rămâne de văzut cum se va descurca CSM Târgu Jiu în acest sezon, mai ales că va avea și meciuri în Europa. Gutierrez acolo se bate pentru minge, dar este posesia gorjencelor. Henifer Gutierrez, jucătoare venită de la Rapid. Nihart acum. Gavrilă pasează cu Pușcaș, cele două încrucișează acolo. Gutierrez încearcă să depășească o altă ex-rapidistă, Andreea Chiricuță. N-are pe unde să pătrundă și se întoarce mingea previzibil la coordonator. Amenințare de joc pasiv, trebuie să atace poarta gorjencele. Faul tactic făcut acolo de apărătoare. Kobilinska foarte bună și pe faza defensivă. Și nu cred că trebuie ștearsă podeaua. Spuneam, meciul Dinamo Constanța din finala Supercupei a durat o oră și 45 de minute. Și din acest motiv, la Pitești, sala este mult mai bine aerisită. În general, cam 90 de minute, cu tot cu pauză, durează meciurile de handbal, plus minus 2-3 minute, 5. În România pauzele sunt de 10 minute, exact. Nu de 15, exact, ca la turneele finale sau ca la Champions League. Mihart acum trebuie să arunce, aruncă pe întors, dar mingea trece pe lângă poartă, scapă CSM București cu fața curată. Neagu cerea mingea mai repede, acum o primește, are spațiu de manevră Neagu, pasează pentru Flip. Și jocul se oprește. N-a mai vrut să arunce neapărat Cristina Neagu. Sărbătorita zilei. Graza Adi primește și ea mingea acolo, combină cu extrema. Destul de rar a ajuns mingea la Nicolici în extrema dreaptă și, în general, extremele n-au fost folosite prea des în jocul CSM-ului până în momentul de față. Totuși, din Diligan a marcat un gol. Monica Kobilinska încearcă depășirea, faultată, a pasat la pivot, dar se întoarce faza cu aruncare de la 9 metri pentru campioana și deținătoarea eventului din sezonul trecut. Flip acum. Este amenințare de joc pasiv și pentru CSM și nu e neapărat cea mai bună poziție dacă trebuie să arunce repede la poartă. Flip se înalță, blocată Flip pe recuperare, foarte atentă jucătoarea franceză, marchează. Spuneam, cea mai bună extremă dreapta de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Evident, se pregătește pentru vara viitoare, când Franța va fi gazda Jocurilor Olimpice. Până atunci mai este și un campionat mondial în Danemarca, Norvegia și Suedia.
România debutează pe 1 decembrie, de ziua națională, contra naționalei din Chile. Apoi pe 3 decembrie jucăm cu Serbia, iar pe 5 cu gazda Danemarca. Meciurile sunt la Herning, acolo unde România a obținut medalia de bronz în 2015. Gutierrez pe contraatac ratează jucătoarea spaniolă. Își prezintă scuzele. E foarte, vina bună, ei, clar. Foarte bună însă relansarea de la Glozer, care a văzut-o imediat în extremă pe Gutierrez și i-a trimis o pasă foarte precisă. Este timeout cerut de către staful gorjean Liviu Andrieș, văzând că echipa lui este în suferință cronică după mai bine de jumătate de repriză, cere timeout. Hei, hei, problema este că încercăm noi în apărare să fim foarte ușor, parcă el acolo ne omoară cu pumnii, iar noi n-am avea visualizare. Iar în atac încercați prea individual, nu avem nicio combinație, trebuie să transformăm mult în al doilea, să le dăm puțin peste cap, mult pe cap în al doilea, pumnul cu piston. Facem un piston opus acum, dar Cioli, stai direct în partea opusă, nu mai încrucișezi. Stai piston opus, joacă, vino la, vino Chiri, vii joci puțin acțiune, dar veni stare pe șut, nu putem paralel. Și pe anticipezi puțin plecarea în spate. Sabi, Sabi, schimb cu... Hai Sabi. Cu Andreea. Cu Andreea, unde e Sabi? Da, și, și joci, joci Maria, joci, jucați voi două interse și joacă Angi în dreapta. Hai, hai, facem, hai, hai, facem asta, da, hai, 2-3 și... Va intra Sabine Klimek, ea este Sabi, pentru acest piston opus, să vedem dacă va ieși schema. Da, probabil că din ce am auzit pe acest timeout, Târgu Jiu va avea o transformare în doi pivoți, și dar una dintre extreme va merge acolo, pentru a crea mai multă culoare, mai multe culoare. Pentru că exact cam asta trebuie la CSM Târgu Jiu, având în vedere că, iată, joacă practic cu 3 centri la linia de 9 metri, Pușcaș, Klimek și cu Gavrilă. În aceste condiții nu sunt multe soluții de a arunca de la distanță, iar jocul colectiv trebuie să primeze. Chiricuța acum pasează pentru Klimek. Multă mobilitate din partea extremelor și da, a venit pe extrema dreaptă acolo pentru a transforma în al doilea pivot, Dome. Pușcaș încearcă aruncarea de la șold, încearcă apoi o pasă peste blocaj, dar e un paravan deosebit acolo și recuperează flip. Pornesc într-o acțiune pozițională cu Cristina Neagu în rol de centru, cele de la CSM București. Cristina Neagu angajează acolo și Gutierrez ratează, a doua ratare consecutivă pentru Iberică din poziție de 1 contra 1. Norocul lui CSM Târgu Jiu e că fie CSM București nu marchează la 1-1, fie Giuche va apăra, dar acum nu mai are ce să facă. Nicolici înscrie primul ei gol într-un meci oficial pentru CSM București, se face 11-4, iar CSM Târgu Jiu pe atac scrie 4 în drept, în dreptul ei pe tabelă, dar un gol la 4 minute și jumătate. E 0 în atac CSM Târgu Jiu, nu găsesc soluții, nu joacă colectiv, iar în momentul în care au vrut să joace colectiv, apar niște soluții deficitare. Această pasă la pivot nu avea nicio șansă de a reuși. Și nici pistonul opus n-a fost atât de clar din punct de vedere, da, pentru tactic. Pentru că nu au soluții, nu are cine să arunce de la 9 metri. Iar CSM, evident, nimeni nu iese. Stau pe semicerc acolo și reușesc să blocheze pătrunderile. Se strâng foarte bine, nu găsești culoare. E o apărare foarte bună. Nu s-a dat mingea nici în extremă. Din nou Chiricuță. Trece acolo al doilea pivot. Glozer la post de la aruncarea lui Gavrilă. Și din nou CSM poate acum să facă o diferență de 8 goluri, diferența maximă din acest meci. Flip pentru Zadi Neagu. Zadi. Vedem și ce circulație rapidă a mingii are CSM-ul la semicercul advers cu soluții multiple. Zadi pătrunde, ridică mingea, putea să se dea 7 metri probabil. Jocul a continuat și este posesie pentru CSM după ce a recuperat ofensiv Gutierrez. Ce eroare în defensiva gorjencelor. Zadi marchează și ea. Dar deja jucătoarele lui Liviu Andrieș plecaseră pentru un contraatac, n-au fost atente. Zadi cu un dribbling simplu acolo în fața lui Lazea și a reușit să marcheze. Practic în afara lui Hennifer Gutierrez, care a ratat de două la rând, două aruncări 1-1, toate jucătoarele care au evoluat pentru CSM au marcat cel puțin un gol până în acest moment. Da, singurele care lipsesc Mihai, care nici nu o să joace, Stoica,
Ailincăi și Rotaru. Atât. Evident, care nu au jucat până acum. Plus portărițele. Evident. Vorbeam de jucătoare de câmp. E o distribuție interesantă. Și adar CSM tratează cumva meciul ăsta și ca pe unul amical, pentru a da tuturor șansa de a juca. Hai să nu spunem amical, ci de rodaj al schemelor, mai bine zis, nu? Amical. Acum în defensivă CSM-ul, din nou Glozer, fără probleme. A fost și mingea atinsă de blocaj acolo, pentru că Ingstad a fost perfect poziționată. Iată ce înseamnă flip, pasă pe la spate dată de Arnțen. Gutierrez nu marchează nici de această dată, a treia ratare de la semicercul de 6 metri. Îl scoate din pepeni pe Adrian Vasile cu ratările extrema spaniolă. Da, a scos-o și pe Neagu acum, evident. Spuneam, diferența e de 8 goluri, pur și simplu nu are de ce să riște foarte mult. A intrat Rotaru. Andreea Rotaru, diferența e mare între cele două echipe, ceea ce am văzut până acum în 22 de minute. Nu pare deloc pregătită CSM Târgu Jiu să înceapă sezonul. Cel puțin nu cu un meci împotriva bucureștencelor, CSM-ului. Echipă care deține și Supercupa României, finala de anul trecut cu Rapid. A fost una foarte intensă, ne aducem aminte. Nihart acolo a fost... A făcut pași în fault, amenințare de joc pasiv, bună această fază, în sfârșit o fază frumoasă făcută de CSM Târgu Jiu și a reușit să înscrie tot Gavrilă. Două goluri Gavrilă, două goluri Băme din cele 5 marcate de CSM Târgu Jiu. Poziție interesantă la semicercul de 6 metri pentru Gavrilă aici, 12-5, continuă însă festivalul tigroaicelor care schimbă jucătoarele, oferă timp de joc tuturor, au varietate de scheme pe toate posturile. Toate sectoarele jocului au fost superioare pentru echipa lui Adi Vasile până acum. A intrat și Ailincăi, sora Crinei Pintea pe semicerc acolo. Arnțăn primește Ailincăi, se luptă acolo, dar cred că până la urmă a fost minge în picior și... Bine, nu așa se repune o minge, cum a făcut Gavrilă. Două minute eliminare pentru Ailincăi. Tocmai intrase pe teren, nu înțelege ce s-a întâmplat. N-am făcut nimic, arbitrii au făcut semn că a tras de tricou. Poate vede mai bine la o eventuală reluare. Oricum, Ailincăi prinsese minute pe semicerc în ambele faze, ceea ce era important pentru ea. Concurența pe post este teribilă, am mai spus-o. Și iată că pierde oportunitatea de a juca în următoarele două minute. Gavrilă pasează în spate, Klimek este acolo, frânează un pic ritmul jocului. Foarte curând vor ridica din nou brațul arbitrii pentru amenințarea jocului pasiv. Klimek încearcă pasa spre Pușcaș, sare mingea acolo, dar acțiunea este din nou foarte lentă, foarte înceată pentru CSM Târgu Jiu. Amenințare de joc pasiv și iată că vine golul lui Klimek. Exact asta trebuie să facă CSM Târgu Jiu, să încerce să arunce de la distanță, pentru că altfel nu are soluții. Să forțeze măcar CSM-ul să vină puțin mai în față, dar e clar că au nevoie mare, mare de tot de un Inter. Spre 50% procentajul Lorei Glozer, dar bine, e un procentaj care statistic așa este, dar am văzut ce fel de aruncare a apărat. Bine, da, a avut și un 7 metri apărat, deocamdată e bine, dă încredere în astfel de procentaj. Rotaru pentru flip, acum din nou Rotaru, forțare. Încă o eroare pentru CSM și se poate stinge. Ce revenire între buturi și ce plonjon în semicerc. N-am înțeles, nu cred că s-a mai uitat la poartă jucătoarea gorjencelor care a aruncat, pentru că nu cred că Glozer a avut. Era totuși acolo. Da, era acolo, n-am înțeles de ce a aruncat. Cred că pușca așa a fost. Time-out cerut de Adi Vasile, pentru că echipa sa putea să fie puțin sub presiune de la 8 să vină la 5. You change with Laura. Mochi, I want us to play Kempa 3 with double center cross. And you start your first cross to Emilie, then Emilie put them down. Monica will come, Mochi. You get a wide situation or you're going to get Krina there for the play, for the pass there. Okay? After that, in attack, Emilie, I want us to play this one for you. Okay? Krina, you're going to go inside, okay? Haide, come on, girls. Let's keep it up. Indicații pentru faza ofensivă pentru Adi Vasile. În defensivă nu prea are ce să spună, pentru că echipa s-a funcționat la parametri maxim. Iar acum Glozer are chiar 50% după această paradă.
câteva dintre golurile CSM-ului în reluare. Aici reușita Ingstad și contraatacul Nicolici. Așadar, Arnțen acolo în centru, Rotaru pe interstânga, Kobilinska pe interdreapta, cu apărare 5+1 a Gorjencelor, chiar 4+2 la un anumit moment. Aruncă acolo Arnțen, mingea este blocată de Giucheva și este posesie pentru CSM Târgu Jiu. 6 parade și pentru Giucheva. Spuneam, poate nu pare atât de impresionant, dar modul în care a reușit să apere, e bine, a ținut-o cumva pe CSM Târgu Jiu măcar puțin mai aproape și Giucheva este la 33%, ceea ce înseamnă un procentaj bun, iar acum eliminarea în CSM București se topește. Da. Atac în efectiv complet pentru echipa lui Adi Vasile după acel timeout care a mai reglat cât un pic din mecanismul tigroaicelor, să vedem ce se întâmplă. Oricum, CSM-ul n-a marcat foarte, foarte multe goluri, 12 în 25 de minute, însă, oricum, exact cum spuneai și tu, nu este un adversar atât de ofertant CSM Târgu Jiu în această semifinală de Supercupă. Amenințare de joc pasiv rapid aici, trebuie să arunce la poartă, cred că mai este o singură pasă, probabil pentru Arnțen se va face acest paravan. A întrebat acolo și Clina Pintea câte pase mai sunt. Una, Arnțen, paravanul din 3. Mingea este blocată. Foarte bine s-a apărat CSM Târgu Jiu la această fază. Să vedem dacă CSM poate să aibă vreo soluție. Nu sunt multe. De acolo nici nu prea ai ce să faci. Kobilinska faultată și tot Kobilinska din acel unghi va fi cea care va arunca. Foarte greu unghiul. Da, e greu de tot. Nicolici chemată mai spre tușă, mai spre linia de margine de arbitrii. Pe deasupra Clinei Pintea probabil va încerca poloneza să arunce. E foarte greu să marchezi de aici. Trebuie să arunci perfect, trebuie să arunci direct la vinclu. Lazia trebuie să păstreze distanța. Kobilinska blocată în momentul aruncării. Rămâne faza acolo, blocat parcă jocul în acest moment. Kobilinska aruncă brațul stâng, dar exact pe direcția portăriței Giucheva, care își mai trece în cont o paradă. Gavrilă pe contraatac, rapid, Klimek aruncă în genunchiul portarului și este faza ratată de către Gorjence. A închis foarte bine colțul scurt Laura Glozer, acum contraatac al CSM-ului, aici 7 metri 2 minute. Sabine Klimek nu s-a mai oprit, s-a repezit în Zelica Nicolici și a doborât-o pe aceasta, fază clară de gol pentru CSM București. Da, foarte urât, a ținut-o, n-a vrut să faulteze așa Sabine Klimek, dar n-avea... Inertic s-a dus în ea. N-avea ce să mai facă, clar, eliminare de 2 minute. Și Arnțen este cea care va executa. Am mai văzut-o pe Arnțen încercând niște șiretlicuri de la 7 metri, bolte sau spin shot-uri. Să vedem ce va face norvegianca, dacă va arunca puternic. Aruncă și Giucheva, scoate a doua aruncare de la 7 metri. A rămas blocat scorul. Da, de 3 minute nu s-a mai înscris de când a marcat Klimek pentru Târgu Jiu. Iar formația bucureșteană n-a mai înscris din minutul 18:55, deci de 6-7 minute n-a mai înscris CSM-ul. Da, spuneam că a avut o evoluție bună, parcă a coincis cumva cu ieșirea Cristinei Neagu. Aerian acum, gol superb marcat de Târgu Jiu, care reduce handicapul în sfârșit la 5 goluri. Băme este cea care a înscris al treilea ei gol, foarte frumos din Diligana acolo, depășită de această pasă pentru Aeriană și venită în inferioritate numerică. Exact, bine, e cumva o schemă utilizată des la astfel de momente. Giucheva reușește să blocheze această aruncare. Glozer, fantastic, s-a întins acolo. 9 parade și pentru Giucheva. Anticipație perfectă însă la contraatac pentru Glozer. E o dispută la distanță între portărițe, mare spațiul acolo pe care pătrunde din Inter și înscrie Kobilinska. Obosite parcă Gorjencele la această fază, n-au mai strâns la timp, cu siguranță a contat și omul în minus, iată. Dar Gavril acolo, mult prea pasivă, la fel și Popescu, cei doi apărători ai echipei din Târgu Jiu,
mult, mult prea pasivi. 28 de secunde încă în inferioritate CSM Târgu Jiu, diferența este de 6 goluri. Miharta acolo blocată. A fost și faultată. Repune Teodora Popescu, care nu prea și-a făcut simțită prezența în teren în această repriză. Să vedem dacă are cursivitatea faza până la extremă, da, Gâme, pasă interceptată însă și se pleacă pe contraatac cu o reușită semnată de Emily Anzen. Și-a luat revanșa după aruncarea de la 7 metri ratată, jucătoarea care a prelungit cu CSM și a campioană europeană, n-a jucat foarte mult la turneul final din luna decembrie, dar titlul se pune. Evident, foarte importantă pentru CSM, una dintre cele mai bune jucătoare în sezonul precedent, Arțăn, jucat atât pe poziția de centru cât și de interstânga și, evident, în apărare, foarte importantă. Climec acum lasă în extremă Chiricuță, ratează încă o dată CSM Târgu Jiu și se poate reface handicapul de 8 goluri dacă CSM București marchează la ceea ce ar putea fi ultimul atac al echipei în această prima repriză. Glumește și Glozer, evident, 50% procentaj până în acest moment. A salvat-o transversal a Adineauri la aruncarea din extrema Andrei Chiricuță. Acum se prelungește această fază, suntem practic în ultima jumătate de minut din această repriză. CSM-ul se pregătește să intre la cabine cu un avantaj liniștitor. Din Diligan acolo nu s-a așteptat la această pasă, a prins cumva, da, și discută cu colegele instinctual. Sale. Da, evident, la last resort așa, Arnțăn aici greșește, cred că a ținut mingea mai mult de 3 secunde în mână și pleacă Târgu Jiu pe o fază a doua, ultima acțiune a primei reprize, Gavrilă ratează și se termină acum prima repriză. Glozer aproape să marcheze, dar a avut a 8-a paradă și termină cu peste 50% procentaj. Așadar, la pauză, în prima semifinală a Supercupei României, CSM București 14, CSM Târgu Jiu 7. Revenim în 10 minute aici pe ProArena. Fără istoric, prima repriză a meciului Uvertură din Supercupa României, ediția 2023-2024, cum scrie în actele oficiale. CSM București conduce pe CSM Târgu Jiu cu 14-7, Cobilinsca și Neagu câte 3 goluri, Interi, pilonii, practic, pentru această echipă pregătită de Adi Vasile. Intre Davidsen în întrebutul, după ce în prima repriză a apărat integral Glozer și n-a făcut-o rău cu 8 parade din 15 aruncări la poartă pentru Franțu Zoaică. De partea cealaltă, CSM Târgu Jiu a încercat, dar cam acestea sunt limitele echipei din Târgu Jiu în momentul de față, în special într-o confruntare care nu prea suportă comparație, desigur, cu CSM București. Cele mai multe goluri, Băme, fostă jucătoare la CSM București, marcate pentru Târgu Jiu și a tot cu 3. Nicio jucătoare n-are mai mult de 3 goluri până acum în partida pe care o urmărim și care prefațează semifinala ce se anunță mai echilibrată, adică între Brăila și Rapid, de la ora 17:30 de minute. Poate Neagu și Kobilinska acum, care sunt pe teren, să marcheze cel de-al 4-lea gol. CSM în atac, Nicolici, Kobilinska, Ingstad, Zadi, Neagu și Henifer Gutierrez. Plus Davidsen în poartă, cum spuneam. Fantastic, fantastic acest prim 6. 6 plus 1. Pentru CSM București, care s-a întărit cumva de la an la an și încearcă să revină în Final Four. Deocamdată începe aici, în Supercupă, și apoi va avea meci la Zalău și acela va fi transmis pe ProArena. Meci cu Zalău pe teren propriu în debutul Ligii Florilor Mall. Kobilinska, pătrundere pentru Neagu, lasă mingea pentru Henifer Gutierrez și ratează din nou Gutierrez, a patra aruncare. Deja Giucheva are 10 intervenții. Giucheva a fost unul dintre cei mai constanți portari și în sezonul precedent pentru CSM Târgu Jiu. Deja o jucătoare care a evoluat mult timp în România, o jucătoare de origine bulgară, care, evident, Bulgaria nu are talente mari în handbal, pătrunde acolo Pușcaș și marchează primul ei gol, jucătoarea de la CSM Târgu Jiu, care a fost și la Naționala României, Zadi, acum pas în fault, se decide și nu se validează golul. Tot din Bulgaria vine cumva și Elizaveta Omoreghe, care nu joacă astăzi pentru formația CSM-ului. Mama ei este fostă portăriță în Naționala Bulgariei. Da, și tatăl nigerian, născută la Atena, joacă pentru Slovenia, o nebunie totală cu Omoreghe. Așa ca și Naționala Bulgariei. Da, dar trebuie să stai 2 ani
apoi poți să joci pentru altă națională atâta timp cât ai cetățenie. Există diverse situații și Bojana Popović a fost pentru Serbia, apoi pentru Muntenegru, ratează Ingstad 1-1 cu Giuche Vardar, este aruncare de la 7 metri, să vedem cine va arunca acum la CSM, pentru că atât Neagu cât și Arntzen au ratat de la 7 metri, Giuche va apăra și două aruncări de la 7 metri în acele 10 parade despre care am vorbit. Neagu vine și poate să înscrie cel de-al 4-lea său gol. A ratat o aruncare de la 7 metri prima repriză, însă acum se concentrează mai bine și devine tunarul meciului cu această reușită cu numărul 4. Din nou Eckart de 7 goluri. Cred că este maximum, au fost pe 8. Punctul de a face 8 la un moment dat sau chiar au făcut tigroaicele, dar până la urmă tot aceste... acolo e, da. Dar diferența nu contează atât de mult în acest meci. Contează ca jucătoarele să fie odihnite, pentru că evident CSM București, dacă se califică și probabil că se va califica, va avea un meci mult, mult mai dificil în finala de mâine de la 17:30. Acum reușește să marcheze Moldovan, aruncare bună, ușor deviată, care a prins-o pe contrapie pe Davidson și este 15-9. Zadi aproape de intercepție, ba nu, interceptează chiar Târgu Jiu. Pușcaș acum lansează în dreapta și înscrie și Florența Ilie, cea care a înlocuit-o pe Böme, 15-10. Să fie oare un comeback al lui CSM Târgu Jiu? Ce parțial al începutului de repriză este al treilea gol marcat de formația lui Liviu Andrieș după minutul 30. Bun începutul de repriză. Cât timp a avut nevoie Târgu Jiu să marcheze 3 goluri în prima repriză, peste 10 minute. Aici mult, mult mai bine funcționează defensiva și evident poarta echipei gorjene. Zadi acum pentru Neagu. Neagu din nou pentru Zadi. Superbă această combinație și gol marcat de jucătoarea franceză. S-a păstrat constant numărul de jucătoare din Franța pentru CSM. S-a retras Iraboa Dembele. Acum 7 metri. Decizie corectă, apărare în semicer la Henifer Gutierrez. A plecat Iraboa Dembele, s-a retras de fapt. Ea anunțase retragerea din timpul sezonului trecut de altfel. Da, și-a venit Flip Gutierrez acolo în semicerc. Foarte bine a intrat Florența Ilie în circulație. Și ne intră Böme acum pentru a înscrie de la 7 metri față în față cu Davidson. Davidson păcălită de Böme. Cu mâna stângă, superb a aruncat Böme și parțialul începutului de repriză rămâne favorabil gorjencelor. 4-2 este scorul în a doua repriză până în momentul de față. Însă totuși e în continuare o diferență liniștitoare pentru CSM București, chit că se dă cumva senzația că gorjencele pot să se apropie. Da, face doar să consume niște resurse pentru CSM București acest comeback al lui CSM Târgu Jiu, dar evident vor avea încă 2 ore în plus de recuperare. Neagu blocată încă o dată de Giucheva, care se află la 11 intervenții acum. Și să vedem atacul gorjencelor. Moldovan pentru Pușcaș. S-a aruncat mult la poarta bulgăroaicii Giucheva și din acest motiv a și apărat mult, a fost în formă, numai că jucătoarele de pe semicerc n-au ajutat-o la fel de mult, n-au fost la fel de implicate. Schemă comandată de Gavrilă, care face schimb, face rocadă de locuri. Pușcaș încearcă și ea să pătrundă, Moldovan venise în spatele ei. Amenințare de joc pasiv acum, trebuie să arunce Pușcaș pentru Moldovan, aruncă Moldovan, dar Davidson prinde mingea și aproape de forțare acolo Zadi, nu a fost nimic, aruncă puternic Kobilinska, al 4-lea gol pentru jucătoarea poloneză, care pare cel puțin așa în startul carierei la CSM sau în startul contractului cu CSM să fie o soluție foarte, foarte bună acolo pe inter-dreapta. Este și o jucătoare care se apără, o jucătoare masivă, înaltă, greu de trecut. A făcut bătaia ideală cu piciorul pe podea, pe semicercul punctat la 9 metri și a aruncat puternic cu mâna stângă. Să vedem răspunsul târgujiencelor cu o pasă care ajunge în extremă. Intră acolo în circulație toată lumea de la Târgu Jiu, dar aruncarea este cu podeaua. Davidson apără din nou și pasă excelentă pentru contraatac. În sfârșit, Gutierrez bagă mingea în poartă după atâtea și atâtea ratări. Sparge gheața cum ar veni, deși e la al doilea gol, ba nu, la primul gol. Primul gol pentru Gutierrez, care ratase 4 aruncări înaintea acesteia, față în față cu Giucheva.
n-a mai avut ce să facă goalkeeperul lui CSM Târgu Jiu și imediat cum CSM a scos două mingi în apărare, diferența a crescut iar la 7 goluri. E nevoie doar de a apăsa puțin pe accelerație, iar CSM București creează din nou avantaj. Și Ricuță venit acolo pe semicerc, a trecut prin semicerc extrema stângă a lui CSM Târgu Jiu și din nou e această fază, nu e prima dată în această repriză. Zadi pentru Neagu, aruncă Neagu de pe picioare, blochează din nou Giucheva, 12 parade. Lansare Florența Ilie, pătrunde și să vedem ce scoate. 9 metri. 9 metri, da. Foarte bine s-a apărat acolo Gutierrez. Ilie părea că are drum liber către poartă. Încercase să plonjeze de la distanță, din afara semicercului. Da, a venit ca să și evite eventual 7 metri acolo Gutierrez. Foarte bună faza defensivă pentru ea. 18-11 pentru CSM București, 7 minute trecute după pauză. Rămâne jocul în aceeași parametri, aproape că nimic nu pare a fi schimbat odată cu revenirea pe teren a echipelor. Laura Moldovan încearcă acolo o pasă scăpată de Pușcaș. Zadi pleacă pe contraatac și combină cu Nicolici, care înscrie pe sub Giucheva. Brava Giucheva, să-i spunem, n-a mai avut ce să facă. S-au făcut din nou goluri. 19-11 pentru CSM București. Se profilează o victorie la pas pentru CSM. Știam asta încă din startul meciului, dar parcă ne așteptam la o rezistență ceva mai dârză din partea gorjencelor, nu? Da, diferența s-a făcut în startul meciului, asta a fost clar. A fost 7-2 la un moment dat pentru CSM București după numai câteva minute. O fază din nou încălcită, faultată Ana Maria Gavrilă, se repune, tot la ea este mingea după ce a trecut și pe la Moldovan. Pușcaș, Gavrilă încearcă o fentă, Zadi se apără foarte bine acolo, alături de Kobilinska. Gavrilă aruncă de pe picioare, dar exact pe direcția unde se plasase Davidsen, portărița dintre fiorduri, scoate și ea această minge și este o nouă acțiune cu Zadi, pasă care taie apărarea la Nicolici, aceasta n-a avut însă unghi de atac al porții. Se întoarce mingea la linia de 9 metri, Neagu pentru Zadi, luat în brațe, răsucit acolo. Mi s-a părut că golul marcat de Nicolici a fost cu adevărat gol. Că arbitrii au validat acea reușită, nu s-a pus încă pe tabelă. Bine, n-ar fi prima dată când în România se întâmplă astfel de lucruri. La meciul cu Bistrița, CSM București, Bistrița s-a tăiat un gol la pauză. Da, era 19-17. 19-18 arăta tabela, dar de fapt era 19-17. Acum este clar gol marcat de Zadi. S-a pus și pe tabelă. N-ar fi niciun motiv ca acel gol înscris pe contraatac de Zelica Nicolici să nu fie validat, nu? Da. 20-11, da. Între timp avem... Hai că ne-am trezit după un minut. Sincronizarea. Bun, ce să ne Târgu Jiu acum în atac, pe lângă poartă. Neagu pasează în spate pentru Zadi, încep să iasă foarte bine traseele. Un fault acolo și eliminare de 2 minute. Musculată Kobilinska în momentul în care își folosise detenta și se pregătea să arunce la poartă. Laura Moldovan este eliminată pentru 2 minute. Da, din nou Târgu Jiu cade. A avut un start bun de repriză secundă, dar cam atât. În momentul în care CSM și-a dorit să creeze din nou avans, l-a creat fără emoții. N-a fost autorizată această repunere rapidă. Întoarsă faza cu posesie pentru Neagu, o caută pe Zadi. Iarăși Cristina Neagu, în ziua în care împlinește 35 de ani, mai înscrie o dată și ajunge la cota 5. Aruncare puternică de pe picioare, a spicit acolo din mână, iată aruncare ce a trecut parcă și prin blocaj și prin Giucheva, mascată portărița gorjencelor la această fază de jucătoarele care încercau să facă paravan pe semicerc. E cea mai mare diferență și care amenință să crească.
21-11. Da, probabil că Adi Vasile va începe din nou să schimbe jucătoarele. Cam cum a început partea secundă, cam așa cred că arată șaptele ideal al CSM-ului. Bine, poate cu niște modificări acolo la extrema dreaptă. Trine Östergaard, în teorie, ar trebui să fie titulară, venită de la Bietigheim și ea, jucătoare cu mare, mare experiență. Forțarea acum a lui Gavrilă. Nu mai este de ajuns, știi și tu foarte bine, să ai un 7 ideal, trebuie de fapt să ai un 14 sau chiar un 16 ideal la modul cum se joacă. În extremă, plonjează, se culcă pe braț acolo Nicolici și înscrie a treia oară în această partidă. Dublul numărului de goluri marcate exact de Târgu Jiu la CSM București, 11 goluri diferență, 22-11 și din nou echipa gorjană e într-o cădere accentuată. Și spuneam în prima repriză, rămâne de văzut cum se va descurca în acest sezon, mai ales dacă trece de învingătoarea meciului dintre Hipo Viena și Onereț, în condițiile în care va avea meciuri în grupele EHF European League. Sezonul se anunță unul dificil, foarte dificil. Ingstad acum marchează 23-11. Ingstad își face și a simțită prezența în teren prin acest gol. Nu mai contează decât pentru statistici ce se întâmplă acum, deși mai avem mai mult de jumătate de repriză. CSM București își impune autoritar punctul de vedere. Era clar pentru că diferența de lot valoric este evidentă, diferența de implicare, de obiective este și ea clară. Gavrilă pentru Pușcaș, cearcă acolo pătrunderea, talonată de Ștefania Stoica, a intrat și Stoica acum. Totuși, chiar dacă probabil vom asista la o înfrângere severă pentru CSM Târgu Jiu, aceeași faza lui Pușcaș are previzibile acolo fentele. Da, nu e, da, e evident, adversarele știu, dar are o explozie acolo în momentul în care dă drumul la acea învârtire, la acea pivotare foarte, foarte bună, dar evident trebuie să aibă grijă și la ligamente și la genunchi, pentru că presiunea, aici apare uzura. Da, exact, presiunea pusă e foarte, foarte mare. Vreau să spun că, deși așteptăm o înfrângere, spuneam, severă pentru Târgu Jiu, poate pentru această echipă este totuși un imbold prezența în Final Four-ul Supercupei României. Zadi ocolește acolo frumos, este împinsă în momentul aruncării 7 metri. Probabil că dacă scorul era mai strâns, se dădea și 2 minute eliminare la această fază. Însă și arbitrii rămân doar pe sancțiunea tehnică. Vine acum, cred că Zadi va fi, nu? Pintea va fi cea care aruncă, față în față tot cu Giucheva. Cu Podeaua nu, a fost Chietraru, n-a mai fost Giucheva și marchează al doilea gol de Crina Pintea. Rar am văzut-o pe Crina Pintea să arunce de la 7 metri. Își permite și această inovație, cu ghilimelele de rigoare, Adi Vasile. 24-11 și, cum estimam, diferența maximă tot crește. Se tot ridică această ștacheta diferenței de scor între cele două echipe. N-a mai înscris de foarte multă vreme Târgu Jiu. Practic, după acel început bun de repriză, au curs golurile. De la 16-11 n-a mai înscris. 8 goluri la rând marcate de Tigroiceni. 8-0 parțialul CSM-ului. Spuneam atunci, CSM Târgu Jiu poate pune probleme în condițiile în care CSM-ul nu forțează. În momentul în care CSM a început să joace din nou defensiv foarte bine, s-a terminat totul pentru Târgu Jiu. Și cu adevărat CSM arată bine în anumite momente. Acolo Pușcaș. Poate meciul de mâine ar putea fi un reper de comparație mai bun pentru cum arată CSM-ul în acest sezon. Meciul cu Târgu Jiu este o formalitate și sper să nu fie înțeleasă greșit această afirmație. Doamne ferește, dar și scorul ne ajută să ne exprimăm astfel. 24-11 rămâne posesie pentru echipa lui Liviu Andrieș. Sunt și semne de întrebare, evident, pentru CSM Târgu Jiu. Nu vor juca în acest sezon numai cu CSM București. Sunt 26 de meciuri în Liga Florilor Mori cu CSM București. Dar echipele de sus s-au întărit. Cam toate. Rapidul rămâne, evident, o forță. Brăila a adus jucătoare bune. Bistrița a adus jucătoare bune. Vâlcea a adus jucătoare foarte bune. Și atunci e cam greu să mai repet sezonul precedent. Davidson cu a patra intervenție, 12 în total pentru portarii lui CSM București. Așadar 33% procentaj. Acum minge
blocată de defensiva gorjeană și este aruncare de la colț pentru CSM București. Minge repus acolo de către Dean Diligan. Avem și galerii, toboșari în ambele tabere ale suporterilor celor două echipe. Mai avansată defensiva gorjeană acum pentru a bloca combinațiile de la linia de 9 metri. Zadi, amenințare de joc pasiv, este flip acum pentru Stoica, găsește culoarul Stoica și marchează pe lângă Chietraru, intrată și în locul lui Giucheva. Primul gol și pentru Stoica, așadar, dintre jucătoarele de câmp ale CSM-ului care au evoluat în acest meci, doar Rotaru nu a marcat. În rest, toate jucătoarele au reușit să înscrie măcar un singur gol și probabil că Rotaru va prinde ultimele minute din acest meci. Cred că și Ailinca este încă pe 0. Și Ailinca e corect, da? Și Ailinca ea a jucat foarte puțin în atac, apoi a fost eliminată imediat în apărare. Zadi, pasă verticală, Ingsta trecuse prin semicerc. Mai devreme Davidsen a respins în bara transversală acea minge aruncată. Pușcaș a pasat acolo, dar iarăși destul de previzibil spre Florența Ilie. Aceasta a încercat să intre în semicerc, spre semicerc, n-a reușit. Și este timeout solicitat de echipa gorjeană, 25-11, jocul 9-0 parțial, nu? Da, 9-0 parțial. Hey, consumăm și energie, ne luăm la bătaie fiecare pe postul, vezi face depășire individual acolo, 1-1. N-am mai făcut nimica, nimic n-am mai făcut. Nimic, doar 1-1 pas, 1-1 pas. Și toată ziua aceea, dublă, facem dublă, așteaptă Florin la dublă. Nu mai semnaliza că vrei să pleci. Nu mai semnaliza că vrei să pleci, așteaptă. Deci n-a apucat să plece pe cel, deja tu faci că pleci. Nu mai, așteaptă, rămâi acolo. Maria, fă un pivot la joc fals în atac acum pe partea lui Angie. Angie, dacă e unghiul mic, dai cu Kiri și sare Laura în partea cealaltă, da? Dacă e unghiul mic doar la tine, dacă nu finalizăm acolo. Ai auzit? Hai! 2-3 și... Da, demoralizate jucătoarele lui Liviu Andrieș. De 12 minute și 12 secunde nu au mai marcat niciun gol. Au avut acel start bun de repriză secundă, iar apoi totul s-a tăiat. 9 goluri la rând marcate de CSM București. Ori în aceste condiții nu doar că nu poți să câștigi, nu poți să speri nici măcar că ești cu fața curată în condițiile în care joci cu CSM București. Pare... în dificultate echipa gorjeană. Cu siguranță nu cred că poate fi implicată în lupta pentru evitarea retrogradării, pentru că sunt echipe care arată pe hârtie cel puțin mai slab în acest sezon, dar dacă nu reușește performanțele de anul trecut de pe teren propriu, acolo unde cu Vâlcea a pierdut la un gol, cu CSM București a pierdut la un gol, cu Rapid a pierdut foarte greu, e bine, atunci va fi dificil. A intrat într-adevăr și Rotaru. Acum pentru Pintea este această pasă și se face un parțial de 10-0 pentru CSM. De la 16-11 s-a făcut 26-11. Al treilea gol și pentru Crina Pintea, care a înscris în această partidă inclusiv din 7 metri. E clar o partidă care nu este foarte, foarte importantă pentru planurile strategice ale lui Adi Vasile. E o victorie care trebuia obținută, CSM-ul virtual calificat în finala Supercupei. Reamintesc, la 17-30. Cred că e deja calificată. Da. La 17:30, Dunărea Brăila cu Rapid, o semifinală ce așteptăm să fie mult mai echilibrată. Pasa spre Dean Diligan, agățat acolo de replierea echipei lui Liviu Andrieș, care are în continuare mari dificultăți în a imagina faze ofensive. Da, a spus și Liviu Andrieș că fiecare joacă pentru ea, fiecare jucătoare joacă pentru ea, nu sunt soluții. Acum rămâne aceeași problemă, nu prea are cine să arunce de la distanță. A intrat Moldovan acum pe interdreapta, ceea ce ar putea fi o soluție, dar altfel va fi foarte dificil. Pentru Moldovan, acum în extremă, dar Nicolici, foarte experimentată, fosta jucătoare de la Craiova, de la Vâlcea, de la Bistrița, reușit să dea mingea în aut acum. A blocat-o pe Chiricuță, care își luase elan să sară la poartă. Acum o aruncare puternică sub bara transversală, în sfârșit un gol pe care îl putem aplauda. Sabine Climec este autoarea. După 14 minute și jumătate de repriză, fără gol marcat pe tot Târgu Jiu,
Diferența e mare și scorul arată rău pentru Trebușiu, cei drept 26-12. Din nou apărare 5 plus 1, nu este om la om, dar este pentru a bloca acolo combinațiile la linia de 9 metri. Stoica vine, Pinte acolo, Stoica avea culoare, foarte bine au de jucat schema, foarte frumos CSM, foarte, foarte frumos. Și Stoica acolo vine și marchează al doilea său gol, inteligentă faza. Și arată cumva că, cel puțin pentru Liga Florilor Mol, Ștefania Stoica poate fi o soluție în astfel de momente, având în vedere că CSM trebuie, de fapt fiecare echipă trebuie să aibă 7 jucătoare în lot de origine românce, română. Da. Așadar, dacă nu ai această cotă, atunci amenda este de 30.000 de lei. Gol acum, cu puțin noroc, marcat de moldovan, dar este gol. Și evident nimeni nu vrea să plătească aproape 6.000 de euro dacă nu are aceste jucătoare românce. În trecut, în sezonul trecut, era pentru jucătoarele, cota era pentru jucătoarele din teren, 40%, iar amenda era de 3.000 de lei. Așadar, s-au schimbat lucrurile. Acum o aruncare din contact, este 7 metri acordat de către brigada de arbitri. Nici n-ai ce să discuți de arbitraj la astfel de meciuri în care diferența este atât de mare. Iată și pe Omoreghe în tribună. Jucătoare accidentată pentru CSM. Tot Pintea va fi cea care va executa. 27-13. Mai sunt 10 minute din acest meci. Pintea puternic marchează 3 goluri pentru Pintea. Kobilinska 4 goluri, Neagu 5 goluri, Zadi și Nicoliș câte 3, Instad și Pintea tot 3 fiecare. Pintea cu 2 goluri marcate din 7 metri și mai mult de dublul scorului pentru CSM în fața suratei CSM de la Târgu Jiu, cluburi sportive municipale ambele. 28-13, încă 9 minute și jumătate din această partidă. Gavrilă blocat acolo, venise la încrucișare Chiricuță. Cu siguranță a doua semifinală dintre Dunărea Brăila și Rapid va fi mai echilibrată. Greu de crezut că se poate întâmpla același lucru cum a fost în această primă semifinală, măcar în partea secundă a ei. Din nou în amenințare de joc pasiv. Nu e încă amenințare de joc. Amenințare de joc pasiv, Târgu Jiu. Aruncă moldovan, plasa laterală, atac pentru CSM. Au încercat. Coteț era și ea pe pivot, acolo am văzut-o repliindu-se după această fază. Și încă un gol pentru CSM București, al 29-lea în această partidă. Autoarea este Laura Flip și ea așteptată să explodeze jocul CSM-ului. N-a început deloc rău. De fapt, cam toate noile transferate la CSM au dat un randament cel puțin bun. Da, și sunt 6 goluri marcate de Kobilinska și Flip. Interii dreapta noi din echipa CSM-ului. Așadar, un start bun. Rămâne de văzut cum se vor descurca în a doua parte a sezonului, pentru că și în sezonul precedent CSM a funcționat foarte bine. Frumoasă faza Târgu Jiu, făcută de Târgu Jiu, gol marcat de Ilie. În sezonul precedent CSM a mers bine, a avut cel mai bun start din istorie în Champions League, apoi un meci pierdut cu Crima a făcut ca echipa bucureșteană, campioana României, să joace cu Esbjerg în sferturi și pentru al doilea an consecutiv a fost eliminată de campioana Danemarcei în acea fază a competiției. Crina Pinte a mai înscris o dată, a ajuns deja la cota 30 echipa lui Adi Vasile. Un scor fluviu, foarte categorică și foarte severă această victorie pentru CSM București. Iarăși la limita jocului pasiv, CSM Târgu Jiu, a fost un fault acolo, Coteț repune. Nici nu mai ai ce să faci când ai un astfel de scor în față, nici măcar onorant nu mai poți spune că ești din meci. Da, plus că mai ai încă un meci mâine. Evident, îți dorești să obții un rezultat cât mai bun. Acum, aici, diferența deja e enormă. Climec, frumoasă faza, aruncarea a fost pe lângă. Și din nou, ușor individual, soluția
era ok pentru că a fost aproape de gol, dar mult prea individual jocul lui CSM Târgu Jiu, echipă care a funcționat ca o echipă, ăla era principalul avantaj, pentru că din punct de vedere al numelor, evident, nu te poți bate cu primele 7-8 echipe din Liga Florilor. Mol, Flip, ratează acum, a scos Chetraru. Chiricuță pleacă pe contraatac, este singură, pare să fie obosit, dar ajunge la semicerc și înscrie în cele din urmă. Pentru prima oară, cred că ratase vreo 3-4 mingi mai devreme, Chiricuță. 30-15, iarăși avem rată dublă între cele două echipe. CSM București pregătește, cum spuneam, un sezon în care principalul obiectiv este Liga Campionilor, fără discuție. Gol marcat de la distanță, 31-15. Ce diferență. Din dirigant, cred că este cea care a scris de acolo. Și două minute eliminare. Iată și un banner pentru Cristina Neagu, cea care împlinește azi 35 de ani și cu siguranță vrea să-și facă în dar Supercupa mâine. Mihart pentru Climec, Coteț, mai e și cea la joc acolo. Oana Buc acum. A încercat o pasă pe pivot, fault, aruncare de la 9 metri. Oana Buc. Ilie, amenințare de joc pasiv, aruncă Buc. În blocaj, ca la volei, au sărit acolo și gol de la propriul semicerc. 32-15, Crina Pintea. Ea a sărit acolo, exact cum spuneam, ca peste un fileu de volei să blocheze acea minge care a rămas lângă ele. Și a preluat de la semicercul propriu, a marcat al șaselea gol al ei. Ce diferență între cele două echipe. Dacă am fi la box, trebuie aruncat prosopul. Suntem însă la handbal și jocul merge până în minutul 60. Pasă în extremă, unghiul foarte mic, o pasă care trece de-a latul terenului, se duce însă peste linia de margine și iarăși o repunere pentru formația lui Adi Vasile. Cred că e cel mai slab meci făcut de Târgu Jiu de când a promovat. Mă mai gândesc la o înfrângere la 20 de goluri la Bistrița în sezonul precedent, poate și aceea, dar aici cel puțin sunt demoralizate jucătoarele lui Liviu Andrieș. Foarte frumoasă faza, dar s-a apărat bine acolo. Știi că acea înfrângere s-a speculat că a fost intenționată la acea diferență, pentru că la mică distanță în zile, în calendar, au jucat tot cu Bistrița în semifinala cupei și au bătut Bistrița. Da, acum marchează din Diligan. Da, a fost o surpriză mare acolo, mai ales că Bistrița juca acasă. Succesivă bună până în extremă din Diligan, fără probleme. 33-15, mai sunt 4 minute, Adi Vasile n-a luat niciun timeout în repriza a doua, nici n-ar mai avea de ce să ia, n-ar fi etic să ceară timeout la un astfel de scor. Cred că și Liviu Andrieș mai are un timeout de cerut, însă nici el nu văd de ce l-ar mai solicita pe acest final de meci, care deschide practic balul și la fete, un gol acum, o aruncare semnată de Sabine Climec printre picioarele portăriței de la CSM, Davidsen. Între timp a mai fost un gol cât era filmată banca de rezerve. Gol imediat marcat de CSM. Repunerile rapide au funcționat pentru echipa bucureșteană și în prima parte. Flips este autoarea ultimului gol. 34-16. Căzut acolo Ilie și pentru că în semicerc se oprește faza. Frumoasă bolta Lorei Flip. 18 goluri diferență. Când te gândești că în minutul 35-36 erau doar 5 goluri. Pusese cel comeback în startul reprizei secunde, dar un simplu foc de paie. Apoi o singură echipă a fost pe teren, sens unic această partidă, spre poarta celor de la CSM Târgu Jiu. Bucă pentru Mihart. Lent. Lent, previzibil, deși sunt soluții acum față de sezonul precedent la linia de 9 metri. Și pierderea lui Pavlovici este una importantă, jucătoare care a plecat la Minaur Baia Mare.
Davidson închide acolo excelent culoarul pentru tine cu a cincea ei paradă. Nici n-a apărat foarte mult Davidson, dar a avut o evoluție bună, cred că este pe la 34-35%. Golkeeperul norvegian, care anul trecut a apărat foarte bine în prima parte a Ligii Campionilor, a terminat, cred că, pe locul 3 ca număr de parade în cea mai importantă competiție europeană. Luată om la om acum Flip de Lazea în apărare, când mai sunt 1 minut și 45 de secunde. Poate e greu, e pe feeling dacă dai sau nu gol la această fază. Nicolici blocată de Marica Bercu. Gavrilă cere mingea în centru, o primește, revedem faza anterioară cu Nicolici. Mingea a căzut exact pe linia porții. Da, cum spuneam, e pe feeling, n-ai cum să-ți dai seama, să fii 100% sigur. A marcat acum pe pătrundere Mihart, al doilea ei gol. Ca și la fotbal, mingea trebuie să depășească linia porții cu întreaga circumferință. Dacă o bucățică de minge e tangentă cu linia de poartă, atunci teoretic nu-i gol. Nu e gol. Și depinde și de unghiul din care vedem, n-avem cum să știm. Niciun gol marcat cu pivoții de CSM Târgu Jiu în acest meci. Niciun gol marcat de Interi stânga, veritabile a echipei gorjene. Asta e o problemă clară. Stoica blocat acolo, a fost bară, pleacă CSM Târgu Jiu pe faza a doua, întârzie moldovani. Chimec pentru Bucă, Bucă bate mingea acolo și blocată. Coteț acum pe recuperare vine și primul gol, spuneam, pe pivot. 6 parade pentru Davidson. După o fază care a avut la origine Interi stânga, Oana Bucă fiind fostă junioară la CSM București, 34-18. Diferența este de 16 goluri când mai sunt 15 secunde. A intrat și Ailinca e acolo pe pivot. Arntzen și cu Stoica la linia de 9 metri. Arntzen, depășire frumoasă, lasă pentru Stoica succesivă până la Dindiligan. Mingea iese în aut. 4 secunde și nu mai are timp CSM Târgu Jiu. Interceptați acolo Arntzen, dar nu mai contează. Victorie clară pentru CSM București în primul meci oficial al sezonului. După ce în amicale echipa bucureșteană se descurcase foarte, foarte bine, Neagu deja cu gheață la umăr pentru a începe recuperarea atât de necesară după accidentările grave pe care le-a suferit. Așadar, prima semifinală a Supercupei României din acest sezon se încheie cu victoria lui CSM București, 34-18. Noi am fost Cristian Friș și Adi Costeiu, vă așteptăm tot aici pe Pro Arena de la ora 17:30 pentru meciul dintre Rapid București și Dunărea Brăila, a doua semifinală a Supercupei României. Pe curând!